Domnule Chirilă, dumneavoastră sunteți în Comisia de Urbanism la Primăria Piatraneamț și aveți și calitate de consilier local. Am înțeles că dumneavoastră ați fost printre puținii care ați luat atitudine față de problema grădiniții numărul 9, care are în față o construcție ce se înalță puțin ilegal, din câte am înțeles noi. Care este această situație? Da, am constatat, și nu singurul, împreună cu dumneavoastră, cei din presă, am constatat că această construcție de pe Bulevardul Republicii se ridică în fața căminului de copii și pune în umbră și umbrește total clădirea în care învață copiii de la această grădiniță. În situația asta, la ședința de pe comisie, eu fac parte din Comisia de Urbanism, am sezizat colegii din comisie să ia măsuri pentru așa ceva. Domnul viceprimar a trimis imediat, a doua zi am înțeles, pe un arhitect din primărie, s-a dus, a constatat, au luat măsurile ce se impuneau, adică au dat amendă, am înțeles, și a solicitat sistarea lucrărilor până la intrarea în legalitate, pentru că la această construcție s-au ridicat două etaje peste nivelul prevăzut în proiect. Dacă se respecta nivelul din proiect, atunci grădinița avea însorire și lucrurile erau în regulă. Totuși, la următoarea ședință de comisie, ultima care a fost, a ridicat din nou problema ce se întâmplă acolo când nu s-au luat măsuri, văzând că constructorul în continuare construiește, finisează acea porțiune de clădire care, practic, prin somația primăriei trebuia demolată. Părerea mea este că autoritatea publică locală, adică primăria, așa cum este ea intitulată, nu este o autoritate. Atâta timp cât a încălcat legea constructorului, atâta timp cât au fost somațiile legale făcute și constructorul construiește în continuare, înseamnă că nu avem autoritate, nu avem poliție locală care trebuie să ocupe de așa ceva, nu avem cei care sunt în drept să rezolve aceste probleme. În răspunsul pe care l-am primit noi de la Inspectoratul de Stat în Construcții, direct de la București, mi s-a precizat foarte clar că în latura dinspre grădiniță, clădirea trebuia să aibă subsol plus partier plus un singur etaj. Special să fie construit în trepte ca să nu blocheze. Este foarte clar că în teren mai sunt două etaje în plus. Și nimeni nu ia nicio măsură. Ce ar trebui făcut ca totuși cineva să-i oprească pe acești oameni? Sigur, așa a fost proiectul. La noi, la Comisia de Urbanism, așa a trecut proiectul cu acele nivele mai mici. Dar constructorul și-a permis să construiască ilegal încă două nivele pe partea din spatea clădirii. Acum, dacă primăria este autoritate și vrea să intre în legalitate cu această construcție, ar trebui să obțină o ordonanță de dărâmare, de demolare a acelei părți de clădire, dar urgentă. Nu până termină constructorul, până ajungem în judecată, până mai trec 3 ani și până se uită problema. Lucrurile astea trebuie să desfășoare mult mai rapid și mult mai eficient. Pentru că nu este singura problemă din oraș cu aspecte de genul ăsta. Eu am mai sezizat, dar nu numai eu, și alții colegi și dumneavoastră din presă, a sezizat și alte aspecte care nu sunt în regulă vis-a-vis de construcțiile care sunt construcții publice sau construcții private în orașul Piatraneamț, care încalcă anumite reguli de anumite legi privind construirea acestor gen de construcții. Mă refer și la stadion, este o problemă și prin Dărmănești, au apărut tot felul de construcții care înglobează stâlpi de curent electric de înaltă tensiune de la telegondolă și așa mai de la troleibuzul și așa mai departe. Deci sunt probleme care ele apar, dar nu se rezolvă. Asta este problema. Noi avem totdeauna tendința să generalizăm și de multe ori se sparg oalele în capul cui nu trebuie. Nominal, cine ar trebui să ia această măsură mâine dimineață să facă executarea aceasta silită a opririi lucrărilor? Conform ultimilor legi, poliția locală răspunde de așa ceva. Iar din ce știu eu din primăria Piatraneamț, în mod sigur, domnul primar Ștefan și domnul viceprimar Chitic. Clar, ei sunt cei care pe linie ierarhică ar trebui să ia măsuri
și să siteze continuarea lucrărilor la acea construcție. Poate ei nu sunt informați. Cine ar trebui să le aducă la cunoștință această informație? Domnule primar, domnule viceprimar, este o problemă acolo? Păi informația o au, cum nu au, dacă a fost discutată în comisie, dacă s-au luat măsurile respective care s-au luat, dar nu se vede nimic pe teren, s-au luat niște măsuri de către primărie, dar nu se vede nimic pe teren, înseamnă că ei informația o au și știu despre ce este vorba acolo. Credeți că se va rezolva această problemă cu grădinița? Eu sunt sceptic. Pentru că au mai fost, repet, mai sunt situații în acest oraș de această specie care n-au fost rezolvate. Ele au ajuns prin instanță, în instanță s-au tergiversat o perioadă lungă de timp, s-au uitat de ele și au rămas așa cum au fost. Deci să înțelegem că respectivii copii se vor juca pentru noi. Eu cred că, eu chiar am propus o soluție pentru rezolvarea problemei copiilor. Până la urmă asta ne interesează, nu problema constructorului. Cred că acea grădiniță de acolo trebuie mutată. Altă de soluție, dacă nu, primăria nu este în stare să ia măsurile legale pentru a intra în legalitate cu acea construcție, singura soluție este mutarea grădiniței din zona respectivă. Pentru că partea din spate, într-adevăr, este umbrită, dar mai este și o parte laterală care nu mai are nicio expunere, grădinița nu are curte, nu are, sunt probleme destul de serioase cu grădinița respectivă. Vă mulțumesc frumos! Cu plăcere!